Salutare! În acest videoclip o să vorbim despre lecțiile care o să te ducă la următorul nivel în ceea ce privește banii, preluate de la Robert Kiyosaki, pe care noi le-am aplicat cu succes și o să afli și tu cum poți face acest lucru. O să-ți prezint 3 lecții ale celor bogați care o să-ți faciliteze drumul către independența financiară, așa că rămâi până la final. Înainte să începem, nu uita să te abonezi la canal dacă nu ai făcut-o deja. Hai să-i dăm drumul! Aș vrea să încep acest videoclip cu un citat al autorului și anume: principalul motiv pentru care oamenii se luptă cu dificultățile financiare este acela că au trecut prin școală fără să învețe nimic despre bani. Rezultatul este că învață să lucreze pentru bani, dar nu învață niciodată cum să pună banii să lucreze pentru ei. Copilăria lui Robert Kiyosaki a fost influențată de 2 tați, unul sărac, iar altul bogat, de unde și titlul cărții. Unul dintre ei era tatălui adevărat, care avea foarte multă școală și era un om foarte inteligent. După absolvirea unor facultăți impresionante și obținerea masterului, acesta a obținut și o diplomă de doctorat. Reușind să avanseze în carieră, automat și salariul său a crescut. Per total, pot spune că a obținut succesul, așa cum îl percep majoritatea oamenilor. Celălalt tată al lui Robert era tatăl celui mai bun prieten al său din copilărie și nu absolvise nici măcar 8 clase. Considera că o educație formală nu reprezintă principalul argument pentru a avea succes și a duce o viață lipsită de griji. Așa cum povestește el, amândoi au lăsat ceva în urmă familiilor lor. Unul 10 de milioane de dolari și o viață lipsită de griji financiare, altul doar datorii. Implicit o viață consacrată muncii pentru a le plăti. Care crezi că este cel care a reușit din punct de vedere financiar? Dacă ai răspuns că cel educat cu doctorat, ei bine, ai răspuns greșit. Acesta s-a chinuit toată viața sa să-și rezolve problemele financiare și nici până și-a dat duhul nu a reușit să facă acest lucru. În schimb, tatăl sărac în școală a reușit să ofere familiei sale un trai excelent de-a lungul vieții, devenind unul dintre cei mai bogați oameni din Hawaii. Deși, așa cum am spus, avea doar 8 clase. Poate că te întrebi acum cum este posibil așa ceva. Ei bine, așa cum se afirmă încă de la începutul cărții, o educație solidă și notele mari nu mai asigură reușita, însă parcă nimeni nu observă acest lucru. Ambii tați considerau că educația este foarte importantă, însă punctele lor de vedere asupra tipului de educație care trebuia urmat și aprofundat erau total diferite. Tatăl cel bogat susținea intens studierea educației financiare, culminată cu independența financiară. Tatăl sărac dorea axarea pe educația formală, învățarea cu sârguință și obținerea de note mari pentru găsirea unei slujbe bine plătite. Pe măsură ce anii au trecut, tatăl sărac al lui Robert s-a tot chinuit din punct de vedere financiar. Având posibilitatea să participe la alegerile de guvernator al statului Hawaii, acesta nu a stat pe gânduri. Ghinionul a fost că a concurat împotriva unui superior și a pierdut. Așa că după finalizarea alegerilor, acesta a fost concediat. Deși nu avea nicio cunoștință despre afaceri, a decis să pornească o franciză de înghețată cu toate economiile pe care le avea. Dar a eșuat. Așa că s-a resemnat și an la rând a trăit doar din șomaj. Pe de altă parte, tatăl bogat nu s-a oprit niciodată din învățat. A dobândit abilități vitale unui antreprenor, cum ar fi vânzări, marketing, cum să atragi mai mulți clienți, cum să te comporți cu angajații și lista continuă. Nu a fost trăind de eșecuri, însă în final a ajuns să câștige foarte mulți bani. Această idee i-a insuflat-o și lui Robert, și anume să nu se ferească de eșec și să nu-i fie frică de acesta, pentru că eșecul reprezintă un profesor excelent. Așa că, după ce a văzut în ce direcție se îndreaptă fiecare dintre tații lui, băiatul a decis să aleagă calea educației financiare, o slujbă bine plătită, nefiind printre prioritățile sale, el dorind să fie liber financiar. Poate că nici tu nu ai avut un tată care să te învețe educație financiară prin exemplu, așa cum nici eu nu am avut. Poate că și tu provii dintr-o familie săracă, așa cum provin și eu. Însă toți putem profita de învățăturile unor maestri în ceea ce privește educația financiară. Ca spre exemplu, Tony Robbins, Robert Kiyosaki, George Clason, Warren Buffett, Napoleon Hill și lista continuă. Tot ceea ce am învățat despre finanțe și bani, am învățat citind cărțile acestor mentori și urmărind diverse materiale online. Da, puterea exemplului are un impact semnificativ, dar în lipsa acestuia putem învăța prin alte mijloace. Nu trebuie să reprezinte un impediment în calea trăirii unei vieți prospere din punct de vedere financiar. Cea mai mare problemă cu educația financiară este faptul că nu se predă în școală.
mi se pare un paradox. Ceva atât de important, ceva pentru care oamenii își rup zeci de ani din viață pentru a-l avea, și anume banul, nu este predat în școală. Oare de ce? Gândește-te la tot ceea ce ai învățat în școală, ca spre exemplu, să scrii, să citești, să faci adunări sau înmulțiri, să aplici formule matematice, să recunoști un verb sau un substantiv, să recunoști simboluri chimice sau când ai învățat să mergi pe bicicletă și tot așa. Aceste deprinderi s-au păstrat în timp, ele fac parte din tine, le faci instinctiv. Gândește-te acum cum ar fi arătat viața ta dacă în școală ai fi fost învățat ce sunt banii, cum circulă aceștia, metode prin care i-ai putea câștiga altele în afară de job, dacă ai fi fost sfătuit să economisești, să investești, dacă ți-ar fi fost predată diferența dintre active și pasive, diferența dintre dorință și nevoie, modul în care funcționează bursa sau ce sunt titlurile de stat și multe altele. Ar fi fost la fel ca scrisul și cititul, le-ai fi făcut din instinct și viața ta ar fi fost cu totul alta. Mai mult ca sigur că acum ai fi avut mai mulți bani deoparte, nu ai mai fi cheltuit impulsiv și ai fi știut exact cum să-i pui să lucreze pentru tine. Ba chiar poate ai fi investit deja. Apropo, dacă vrei să facem o serie de videoclipuri în care vorbim despre ce este bursa, lasă un comentariu mai jos. O convingere accentuată a bogaților despre bani este următoarea. Nu contează atât de mult cât câștigi, ci ceea ce faci cu banii pe care îi câștigi. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l reții când vine vorba despre educația financiară este această imagine, implicit diferența dintre active și pasive. Pentru a simplifica lucrurile, uită un moment de Dex. Noi vom defini acești termeni astfel. Un activ este ceva care îți bagă bani în buzunar, în timp ce un pasiv este ceva care îți ia bani din buzunar. Orice lucru poate reprezenta un activ sau un pasiv. În aceeași ordine de idei, fiecare lucru pentru care scoți bani din buzunar și nu îți bagă nimic înapoi, reprezintă un pasiv. Această diferență reprezintă un reper foarte important în modul în care îți cheltui banii și îți voi explica imediat de ce. Oamenii săraci cumpără doar pasive, cei din clasa de mijloc cumpără pasive despre care cred că sunt active, iar cei bogați se diferențiază de aceste categorii sociale prin faptul că înțeleg cu adevărat importanța unui activ și își îndreaptă atenția doar asupra lui. Nu mă interesează cu ce argumente o să contrazici aceste spuse. Activele ți aduc bani, pasivele ți iau bani. Punct. Până nu înțelegi această diferență, nu o să înțelegi educația financiară în ansamblul ei. Ce trebuie să faci tu, cel care urmărești acest videoclip, pentru a deveni bogat, este să-ți mărești coloana activelor cât mai mult. Nu vom detalia pe larg acest aspect pentru că urmează un video întreg pe această temă. Lecția numărul 1 a educației financiare sună cam așa. Cei bogați nu muncesc pentru bani. Bogații înțeleg că o slujbă reprezintă doar o soluție pe termen scurt la o problemă pe termen lung. Robert Kiyosaki afirmă că muncind pentru bani ți-ai însușit mentalitatea angajatului, care funcționează pe principiul trezește-te de vreme, mergi la serviciu, plătește-ți facturile, scapă de datorii și pune bani deoparte pentru pensie. Aceasta este renumita cursa șobolanului. Această mentalitate nu este foarte departe de cea de victimă, care apare în cazul în care aceste persoane își pierd locul de muncă și este vina tuturor, numai a lor nu. O altă convingere importantă a bogaților este următoarea. Nu contează atât de mult cât câștigi, ci cât reușești să păstrezi din banii pe care îi câștigi. Haideți să-ți povestesc o scurtă istorie a impozitelor. În America și Anglia, impozitele nu existau dintotdeauna. Din când în când, se percepeau anumite taxe pentru susținerea războaielor. De exemplu, în Anglia, prima taxă a fost impusă în timpul războiului împotriva lui Napoleon, între 1799 și 1816, iar în America, pentru plata războiului civil, între 1861 și 1865. Aici intervine conceptul de Robin Hood și anume, ia de la bogați și dă-i la săraci, în sensul că, inițial, impozitele erau percepute doar de la cei bogați, clasa de mijloc și cei săraci fiind scutiți. În aceste condiții, ei și-au exprimat 100% votul pentru această măsură, ea devenind constituțional legală. Dar în timp, statul a prins gustul banilor și a început să-i taxeze pe toți. Ei bine, bogații au reușit să fenteze legal aceste impozite. Cum? La ce te gândești când auzi de o companie sau o corporație? Probabil la clădiri mari, cu sute sau mii de angajați, prezentă peste tot prin țară. Adevărul este că aceste corporații pot fi doar niște dosare cu câteva acte înregistrate de o entitate legală. Da, ai auzit bine, ele pot fi doar acte. Nu au nevoie de o clădire fizică. Sau, cum spune Robert Kiyosaki, o companie este un document legal care creează un corp legal fără suflet.
Aceste companii le permit proprietarilor să cheltuiască banii în numele lor, adică poți cheltui veniturile generate de companie, iar impozitele să fie aplicate doar pe suma rămasă din venituri, impozitul pe venitul companiei fiind mai mic decât impozitul pe venitul individual. Acesta este unul dintre motivele pentru care bogații plătesc mai puține impozite decât celelalte categorii sociale și, de asemenea, se îmbogățesc din ce în ce mai mult, iar săracii sărăcesc din ce în ce mai mult. Și astfel, conceptul Robin Hood s-a întors împotriva celor care l-au votat. Tu, cel care urmărește acest videoclip, poți începe drumul eliberării financiare prin a economisi minim 10% din tot ceea ce câștigi. Călătoria trebuie să înceapă de undeva, iar acesta este primul pas. Apoi, mută-ți atenția pe active și cumpără cât mai multe. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, lasă un like, un comentariu și dă-l mai departe ca să-l vadă și prietenii. Mulțumesc!